Este ancheta de proporții la o școală din Sighetul Marmației după ce o profesoară de română a făcut-o imbecilă și analfabetă pe Ligia Deca, ministrul educației. Un elev a înregistrat totul. Fiindcă imbecile de ministră pe care o avem, este imbecilă, așa, este un analfabetă, ministra pe care o avem la educație, sper că o spun scăparea, așa, avem un ministru la educație, numai dacă și ne conduce țara, care în viața ei n-a predat o oră. Mircea Sime, în direct cu noi, cu mai multe informații. Mircea, bun găsit! Bun găsit, da, iată o profesoară de la Colegiul Național Pedagogic Regele Ferdinand din Sighetul Marmației a fost înregistrată în timp ce afirmă în fața elevilor că ministrul educației Ligia Deca este imbecilă și analfabetă. Părinții spun că nu doar referitor la ministră a vorbit astfel. Tot părinții sunt cei care au făcut mai multe plângeri la Inspectoratul Școlar Județean și la Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș în legătură cu comportamentul pe care profesoara de limba română n-ar avea față de elevi. Șeful Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, Mihai Popă, a declarat că a cerut să fie luate măsuri în acest caz, deoarece problemele cu comportamentul profesoarei respective sunt de 5 ani. Solicitată să comenteze situația, profesoara nu a dorit să facă asta, invocând ancheta.